că nu sunt de acord să creștem cota de TVA peste 19%. Modificările legislative, ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri. Vom veni cu această propunere în primele două săptămâni a acestei legislaturi a Parlamentului. Îmi cer scuze, chiar a fost o perioadă destul de încărcată. Avem și o propunere la Camera Deputaților privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Acestea să fie celebrele păcănele, să fie eliminate din toate orașele, așa cum este peste tot în Europa. Vă stau la dispoziție cu întrebările. Trebuie să fim responsabili și după ce noi nu o să mai fim în politică. Cred că aceasta este abordarea corectă și sunt ferm convins că și echipa tehnică am convenit că este incorrect ca România să aibă acel procent. Iar în privința pensiilor speciale, o singură întrebare, s-a discutat despre o majorare a impozitului pentru pensiile speciale? Nu s-a discutat absolut nimic concret pe legea pensiilor speciale. Și am înțeles de la doamna Selingauer că s-au făcut pași foarte mari chiar în acea zi, urmând ca experții să revină săptămâna viitoare. Dacă nu putem aplica retroactiv și nu putem face o echitate socială și vor rămâne pensii mai mari decât ai avut în activitate, cred că nu e nicio problemă dacă se mărește pentru această categorie, ținând cont de decizia CCR-ului, se mărește impozitarea. Astăzi ați votat excluderea din partid a primarului din Crevedia și respectiv suspendarea din partid a celui din Caracal. Întrebarea mea este dacă, având în vedere că anul viitor este an electoral, dacă cei doi vor dori să candideze, dacă Partidul Social Democratic va susține în continuare. Sunt ferm convins că o să vă anunțăm în timp util. Nu prea văd cum, dar sunt ferm convins că o să vă anunțăm. Colegii dumneavoastră au votat în unanimitate asumarea răspunderii executivului pentru acele măsuri fiscale. Totuși, ele nu au fost prezentate în această ședință. Pe ce și-au asumat răspunderea? Adică pe ce au dat vot? Am prezentat foarte clar principiile la măsurile fiscale și obiectivul... Principiile, dar nu ordonanțele. Și obiectivul. M-ați întrebat? Lăsați-mă să vă răspund. Și pe urmă puteți spune altă întrebare. N-am nicio problemă. Și am vorbit de principiile pentru a ne încadra într-un deficit de 3% până în anul 2025. Așa este, dar dumneavoastră în Parlament nu veți veni doar cu principii, ci dar și cu măsuri fiscale. Eu nu voi veni în Parlament, să știți. Asumarea răspunderii este în Parlament. Okay. Nu veți veni și cu niște măsuri fiscale pe care automat PSD și le va asuma fără să știe în momentul de față care sunt acestea concret. Le știu toți colegii mei principiile. Măsurile. Detaliat. Motive sau pentru care să se vină cu această comasare a alegerilor generale, eventual cu primul tur n-am luat o decizie. N-am luat cu colegii mei, n-am luat nicio discuție. Dar, ținând cont că se apropie anul 2024, am avut o discuție liberă, cum este normal. De ce anume vă asumați răspunderea? Pentru că susținei, încă nu avem o formulă clară, agreată pe cele trei măsuri. Sunt foarte convins. Și atunci... Au și perfectă dreptate, pentru că n-am avut o coaliție ca să decidem aceste lucruri. Ce veți face? Ce va face Partidul Social Democrat dacă o bună parte din liberali nu vor fi de acord cu textul final care veți merge? Sunt foarte convins că o să vin și o să vă anunț. Eu nu pot acum să presupun cu dumneavoastră dacă cineva se votează moțiunea, dacă va exista în primul rând o moțiune. Se votează moțiunea ca de guvern. Mergem la românii înapoi. Sunt foarte convins că în coaliție vom lua decizia corectă pentru România, nu pentru guvernul Ciolacu sau pentru Partidul Social Democrat sau Partidul Național Liberal. Repet, nu va scădea niciun salariu. Nimeni n-a vorbit de scăderi de salariu. Să limitezi anumite beneficii când deja ai venituri ca și bugetar de lux, cred că este corect. România nu are nicio perspectivă de intra în incapacitate de plată. Și mesajul ministrului de finanțe atunci? Nu a detaliat
dar dacă mă întrebați, sunt ferm convins că vă detalia. Dacă se păstrează impozitarea cu 1%, respectiv 3% pentru aceste micro-întreprinderi, sau se va merge către un impozit general de 2%? Sunt ferm convins, în maxim o săptămână o să știm exact ce propune Ministerul de Finanțe. Reluați în calcul o eventuală alianță cu AUR la alegerile de anul viitor? Nu am avut niciodată de gând și nici nu l-am, și cred mai mult ca sigur, cât timp sunt eu președinte al Partidului Social Democrat, o alianță cu AUR. Mulțumesc mult! O zi bună!